În cadrul unei conferințe de presă, Oleksandr Fischuk, șeful administrației regionale de stat, a făcut următoarele declarații. Nu este omenește, nu este corect, iar pe scurt, dacă e să spun, este o trădare. Astfel a comentat șeful administrației regionale de stat din Cernăuți referitor la rezultatele alegerii deputaților. Vă reamintim că marțea trecută deputații Consiliului Regional în timpul primei ședințe a sesiunii din acest termen au ales președintele Consiliului Regional. Au fost două candidaturi, Oleksandr Fischuk și Ion Muntean. Pentru domnul Muntean au votat 47 de deputați, iar 14 deputați și-au dat votul pentru Oleksandr Fischuk. Niciodată nu aș fi înaintat candidatura dacă nu ar fi fost promisiunile acel număr mare de deputați care au promis să mă susțină, cel puțin 40 de persoane, iar ceea ce s-a întâmplat fiindcă m-au trădat. Oleksandr Fischuk a rostit un mesaj la adresa deputaților în privința schimbărilor în activitățile lor, intensificarea relațiilor de cooperare dintre ramurile conducerii reprezentative și executive. Forța politică are un set de probleme, de exemplu combaterea corupției. Una dintre opțiuni este că astăzi această forță politică dă un coordonator de cooperare între ramuri și acționează în această direcție pe contul unei baze financiare, analizează, pregătește materiale, ajută și pune la dispoziție un sfat. Oleksandr Fischuk a anunțat 5 domenii de activitate, dar cu timpul ar putea fi mai multe. Printre deputați sunt cei care doresc să lucreze pentru bunăstarea orașului, dar există și din acei pentru care este mai importantă soluționarea problemelor personale. Bacu și e băjania prățivate constructiv. Văd că există dorința de a lucra constructiv. Mulți deputați noi și tineri care nu cunosc reglementările, dar doresc să lucreze. Ce se va întâmpla în continuare, vom vedea. De asemenea, a avut loc repartizarea deputaților în comisii. Oleksei Kaspruk a spus că unele forțe politice au avut un comportament cu totul imprevizibil. Дуже мене сильно здивувало, що am fost foarte surprins de faptul că partidul politic Orașul Natal, care s-a angajat în apărarea oamenilor simple, asigurarea protecției lor și grija deputaților pentru pensionari, persoane cu handicap și alte categorii de oameni care au nevoie de ajutor permanent, a înaintat candidatura în postul de șef al Comisiei Permanente privind problemele funciare și construcții. Din anumite motive, ei nu au vrut să coordoneze Comisia Umanitară pentru Protecția Socială. Eu am înțeles că banii hotărăsc totul. Misiunea principală din acest an pentru Consiliul nou convocat este bugetul orașului Cernăuți pentru anul 2016. Deja a fost convenit cu finanțiști, în continuare rămâne după comitetul de profil și locuitorii orașului Cernăuți. Pe data de 8 îl vom publica pe pagina de internet al Consiliului Local. În data de 14 va avea loc ședința Consiliului Public pe lângă comitetul executiv privind bugetul. Pe 15, Consiliul Conciliant cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare. În data de 16 și 17, ședințele comisiilor permanente ale Consiliului Local, care vor studia bugetul și vor face sugestii. Pe 21 decembrie vor avea loc audieri publice, pe 22 decembrie ședințele Comitetului Executiv, care anterior vor alcătui bugetul și în data de 24 la sesiunea Consiliului Local deja vom prezenta bugetul care va avea orientare socială, vor fi luate în calcul propunerile petițiilor electronice, care vor acumula un număr corespunzător de voturi. Pe strada Pivdeno-Kilțeva a ars o spălătorie auto. Pompierii au fost anunțați despre incident la ora 6:30 dimineața. Iată așa ardea spălătoria auto de pe strada Pivdeno-Kilțeva. La fața locului au sosit pompierii de la secțiunea numărul 2 de pompieri. A ars acoperișul spălătoriei auto pe o suprafață de 150 de metri pătrați. Când pompierii au sosit la fața locului, se vedea că ard trei garaje. Echipele de salvare au explorat teritoriul, au remorcat două mașini din garajele vecine într-un loc sigur și au început stingerea focului. Incendiul se aprindea și mai mult din cauza faptului că în încăpere erau multe obiecte ușor inflamabile, și anume lemn, anvelope și alte lucruri. Timp de o oră și jumătate focul a fost stins. Incendiul a distrus o parte din acoperișul spălătoriei auto, sistemul electric și obiecte de uz casnic. Cauza preliminară a incendiului a fost scurt-circuit, nu au fost răniți și nici cazuri letale. Împreună cu lucrătorii de la Protecția Socială, medici, auditori și activiști publici, am fost să inspectăm casa internat pentru persoanele cu boli psihice și neurologice din Ciortoria. Aceasta este clădirea administrativă a instituției și astfel arată biroul directorului. Acum vedeți saloanele în care pacienții acestei instituții își petrec timpul liber.
Vinerea trecută la casa internat pentru persoanele cu boli psihice și neurologice a avut loc un control în timpul căruia au fost descoperite o serie de încălcări. Ми виїхали групою в складі 12 чоловік. Am fost un grup de 12 persoane și am fotografiat toate încălcările pe care le-am fixat. Cea mai flagrantă greșeală este că bolnavii sunt încuiați cu cheie. Acest fenomen este chiar rușinos. Menționăm că examinarea dentară nu a fost efectuată timp de 5 ani, iar cea endocrinologică de 3 ani. Așadar, săptămâna aceasta, oficialii împreună cu activiștii publici au decis să viziteze din nou casa internat pentru persoanele cu boli neuropsihiatrice. Ca și data trecută, aici au sosit medici, auditori și activiști publici. Acum suntem în casa internat de îngrijire medicală a persoanelor cu boli psihice și neurologice din Ciortorâia, unde are loc verificarea asigurării corespunzătoare cu alimente, îngrijirii medicale adecvate și a condițiilor de trai pentru pacienți. Primul punct pe care l-am vizitat a fost încăperea unde se păstrează și se prepară alimentele. Data trecută, reprezentanții comisiei au găsit maioneză, valabilitatea căreia a expirat în luna august a acestui an, la care asistenta de serviciu a comentat în felul următor. Am auzit despre această maioneză expirată, cred că acolo era menționată data fabricației și nu data expirării. Nu cred că era expirată, în schimb drojdia era expirată, nu vă contrazic. Cu toate acestea, vinerea trecută au fost găsite și alte produse expirate. În continuare, comisia a vizitat clădirea unde pacienții petrec timpul liber. Psihologul care a făcut parte din comisie a constatat cu privire la starea încăperii și impactul acesteia asupra pacienților. Are un efect emoțional negativ, îi suprimă pe oameni și ei se închid în sine, de dorit ca aceste persoane să aibă o ocupație. Ar fi bine ca ei să modeleze ceva de lut sau să lucreze cu vopsele. Să facă aceste lucruri ca oamenii să nu degradeze. Șefa instituției ne-a încredințat că nu are bani pentru o reparație completă a saloanelor, iar în privința faptului de ce pacienții se odihnesc pe saltele goale, a spus următoarele. Aici nu trebuie să fie nicio lenjerie de pat. Ar putea fi ceva încât să nu le fie frig, să stea jos. Lenjerie de pat este folosită doar la somn. Ei au saloanele lor unde se odihnesc, iar aici pot juca în cărți sau privi la televizor. I-am întrebat pe pacienți dacă le convin asemenea condiții și ce nu le ajunge. Eu vreau acasă, sunt aici de 8 ani și pur și simplu vreau acasă. Avem doar 5 posturi de televiziune. Când s-a oferit gratuit pentru pensionari utilaje T2 pentru recepția semnalului de televiziune, pentru noi nu au luat. Vă spun că nu a fost rău aici, dar în ultima vreme au început să facă ordine și acum este puțin mai bine de cum a fost. Este imposibil să pleci de aici, suntem sub supraveghere și cu ușile încuiate. Nu putem merge nici la magazin, nici măcar la o întâlnire. Aici dorm pacienții casei internat. Apropo, acestea sunt ușile care în imaginele făcute în timpul inspecției erau cu lanțuri și un mic geam. De data aceasta nu este nimic, fiindcă le-au înlăturat. De asemenea, membrii comisiei au verificat și centrul medical. Din păcate, nu pot spune că nivelul acestor servicii este satisfăcător. Dimpotrivă, nu există nici profesioniști relevanți care ar putea oferi aceste servicii. Mă refer la medicul psihiatru, care ar trebui să fie calificat. Totodată, nu au fost efectuate examinări de către alți specialiști, cum ar fi medicul dentist, medicul endocrinolog. Laboratorul, de asemenea, nu corespunde standardelor. Este necesară îmbunătățirea în mod semnificativ a tuturor acestora, și anume a aspectului medical de aflare a acestor persoane în instituție. Experții au efectuat și o examinare medicală a pacienților internatului și au făcut următoarele concluzii. Cu noi a fost medicul stomatolog care a examinat aceste persoane și într-adevăr se observă că timp îndelungat ele nu au primit o consultație medicală. Joi, o delegație din România în frunte cu primarul municipiului Moinești, Viorel Ilie, și profesorul universitar doctor la Spitalul de Urgență din municipiul Moinești, Adrian Cotârleț, au vizitat Spitalul Raional Central din orașul Noua Suliță, regiunea Cernăuți. Vizita a avut un scop caritabil, instituția medicală din Noua Suliță primind gratuit o trusă laparoscopică de origine germană. Este o donație pe cât se poate de importantă pentru raionul Noua Suliță, fiindcă de acum încolo pacienții nu vor mai fi
fi nevoit să se deplaseze în centrul regional pentru o intervenție laparoscopică. La întâlnirea oficială au participat și șefii conducerii raionale Noua Suleță, precum și personalul medical al Spitalului Raional Central. Printre oaspeții de onoare la întâlnirea oficială a fost și consulul general al României la Cernăuțe, Leonora Moldovan, care a vorbit despre importanța dialogului între aceste două instituții medicale, dar și între orașele Moinești și Noua Suleță, despre relațiile de parteneriat și vecinătate între Ucraina și România. Mă bucur că orașul Moinești, atât prin domnul primar, cât și prin conducerea spitalului, dar și prin prezența domniilor voastre astăzi aici, în acest frumos oraș, Noua Suleță, au făcut posibilă un dialog foarte, foarte frumos și foarte important, foarte necesar. Permiteți-mi ca numele Guvernului Român, în numele Consulatului General, instituție pe care o conduc de 3 ani de zile aici în Ucraina, să felicit pentru inițiativă și pentru implementare și pentru rezultat conducerea primăriei Moinești, conducerea spitalului din Moinești. Să vă mulțumesc pentru prezență, vă ziceam în primul rând, pentru că proiectele concrete, proiectele de suflet, în care sunt împărtășite valori de prietenie care ne sunt specifice de-a lungul istoriei, iată că și-au această împărtășire și realizare concretă. Potrivit spuselor membrilor delegației române, donația este un sprijin pentru baza tehnică a Spitalului Raional Central din Noua Suleță. Vizitând pentru prima dată instituția medicală, acum câțiva ani ei au retrăit acele momente prin care acum mulți ani a trecut și Spitalul de Urgență din Moinești. Atunci a apărut și inițiativa de a ajuta Spitalul din Noua Suleță și de a dezvolta anumite proiecte în comun. Am venit cu o trusă de chirurgie laparoscopică, o trusă care valorează în jur de 100.000 de euro. În afară de lucrul acesta, în ultimii 2 ani de zile, medici chirurgi din acest spital au fost în spitalul nostru, în Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Metoda laparoscopică este o metodă relativ nouă în chirurgie, are 30 de ani, de 20 de ani se practică în spitalul nostru, unde s-au făcut peste 10.000 de operații. Este ceea ce se numește chirurgie mini-invazivă, adică agresiunea chirurgicală asupra pacientului este foarte mică, recuperarea lui făcându-se într-un timp foarte scurt, reinserția socială a lui și familială fiind benefică. Dezvelirea trusei medicale în secția de chirurgie a avut loc în prezența tuturor oaspeților. Personalul medical local urmând să primească eventuale sfaturi pentru utilizarea trusei laparoscopice. Acest moment nu este o simplă donație, ci și un început de cooperare și prietenie între orașele Noua Suleță și Moinești și de ce nu un imbold spre o înfrățire a acestor două localități. Iată că am reușit să facem un lucru minunat, spunem noi, pentru că avem împlinirea sufletească, că am reușit să ajutăm niște frați. Și concret e vorba de o trusă de chirurgie laparoscopică, care este chiar aici, suntem lângă ea, o trusă care este de ultimă generație, o trusă nouă, care a ajuns aici de anul trecut și după mai multe formalități, a reușit să ajungă și aici în Spitalul din Noua Suleță. Dar mai mult decât atât, a reușit să venim cu un grup de prieteni mai mare și am adus cu noi multă trăire românească, am venit cu mult drag, suntem bucuroși să fim în această comunitate românească, ucraineană, și ne bucurăm cu toții de faptul că suntem împreună și ne gândim și la alte proiecte pe care putem să le facem împreună. Nu a fost niciun proiect, așa cum vă spuneam, nu suntem nici măcar înfrățiți cu localitatea din Noua Suleță, dar ideal și ne propunem în continuare să fim alături unii de alții.
Pentru Spitalul Raional Central din Noua Suliță, trusa laparoscopică este un cadou foarte prețios, în primul rând pentru pacienți, dar și pentru personalul medical, care este încântat de noul utilaj medical și este recunoscător delegației din România pentru sprijinul acordat. Vrem să le mulțumim foarte la multe persoane. Să o luăm de la bun început, persoana care a fost inițiatorul proiectului, care a invitat prietenii de la România aici, la Noua Suliță, a fost directorul Centrului Bucovinean de Cultură și Artă, domnul Iurie Levcic, care și-a invitat pe domnul director de spital și domnul primar aici la Noua Suliță, care au văzut necesitățile noastre, care s-au încadrat foarte mult și ne-au ajutat cu o trusă performantă pentru operații laparoscopice. A fost semnat chiar un protocol de colaborare între spitale care prevede și pregătirea personalului ca și specialiști și, după cum am înțeles din discuția de astăzi, din întâlnirea de astăzi, ambele primării merg spre momentul când vor forma niște relații de înfrățire între municipiul Moinești și Raionul Noua Suliță. Întâlnirea oficială s-a încheiat cu mesajele de mulțumire din partea medicului șef al Spitalului Raional Central Noua Suliță, Valeriu Calaraș, care a susținut că relațiile de prietenie între Spitalul din Noua Suliță și Spitalul de Urgență din Moinești nici de cum nu se vor încheia aici. Personalul medical al Spitalului Raional din Noua Suliță va apela în continuare la sfaturile și experiența colegilor de la Spitalul de Urgență din Moinești. Vineri, în data de 11 decembrie, la Centrul Metodic Regional pentru Cultura Tradițională din Cernăuți, a fost inaugurată expoziție de pictură și goblenuri a cunoscuților deja în toată Bucovina și departe peste hotarele ei, familia Teutu, Vladimir și Lesea Teutu și Olga Damianov. Această dinastie, timp de decenii, educă în spiritul frumosului sute de copii din tot raionul Noua Suliță, unde activează la Școala de Arte Plastice din oraș. Zeci de discipuli a acestor mentori talentați au devenit laureați ai concursurilor naționale și internaționale. Au fost nominalizați la premii și burse în zonă și în țară. Sunt foarte apreciate lucrările acestor artiști și în România, unde sunt invitați la diferite expoziții și ateliere de pictură. Lucrările lor și acum sunt expuse și în Suceava și în Iași. La inaugurarea expoziției, care s-a transformat într-un eveniment cultural de amploare în Cernăuți, pregătit și prezentat la cel mai înalt nivel de către angajații Centrului Metodic Regional pentru Cultura Tradițională din Cernăuți, au fost prezenți oaspeți oficiali, care au apreciat munca acestor artiști de valoare cu diplome și mențiuni. Dar din spusele domnului Teutu, care de fapt este originar din satul Șândrenia, cum Adranița, raionul Noua Suliță, cele mai mari emoții le-au provocat colegii și prietenii, care cu cele mai frumoase cuvinte au apreciat talentul, munca și nu în ultimul rând calitățile morale și inima mare a acestor oameni, redate atât de iscusit prin gama celor mai splendide culori. Dragostea față de plaiul natal, față de oamenii ce îi înconjoară, Vladimir și Lesea de o viață o transmit prin artă tuturor celor care o pot înțelege și o acceptă. Pe calea părinților a plecat prin viață și fiica Olga, vorbind cu alese gânduri prin paleta largă a culorilor. Oamenii care au organizat această expoziție, mulțumesc la toți care, la prieteni, la care au venit la această expoziție și de Doamne sănătate și poftim să vizitați expoziția. Mulțumesc că Dumnezeu m-a dat putere, că am organizat această expoziție, soție Lesea Borisovna Teutu, Olga Vladimirovna Damianova, pentru tot că și făcut, noi ne-am pregătit toate cele bune. Încântați au rămas cei prezenți și suntem convinși că și cei care vor dori să se atingă cu sufletul de creația familiei Teutu, artiștilor ce dăruiesc prin arta sa bucuria zilei de astăzi, raportată la mirificul viitor.